cum ar fi fără bărbați? Hey, Wonder, cum ar fi fără bărbați? Wow! Atunci femeile ar fi responsabile. Toate mămicile, bunicile, surioarele și mătușile și fiicele ar trebui să facă totul. Da, asta ar fi o mare ajustare pentru câțiva oameni. Unele meserii și industrii ar dispărea, precum mineritul, platformele petroliere, pentru că nu toate femeile sunt interesate de așa meserii murdare și stresante. Iar dacă asta se va întâmpla, vom depinde mai mult de energia curată de care femeile sunt interesate. Iar în acele țări care sunt monarhii, unde doar bărbații conduc, se vor produce schimbări. Și armata, care întotdeauna a avut bărbați, s-ar putea schimba de asemenea. Și vom avea nevoie de poșete și nu de așa multe portofele. Da, industria fashion ar crește, cu mai multe opțiuni pentru femei, pentru a distinge clasele și pozițiile oficiale. Wow! Deci dacă bărbații dispar, nimeni n-ar avea focalizarea unică pentru a face anumite munci? Nu, și femeile pot învăța acele abilități, doar că trebuie puțin antrenament și să se adapteze pentru asta. Cuvântul adapta înseamnă să schimbi ceva pentru un scop nou.